Romina Ceranu și cu o grămadă de oameni care ne-au încurajat și chiar au scris. În spatele nostru este fotografia din 12 noiembrie 1993 la ora 17. A fost lansarea la Galeria Cupola, prietenul nostru Mihai Teodor Olteanu. Și mi-amintesc că mai târziu a ajuns și Damian Ureche, iertat, și împreună cu Gheorghe Pâncuț și cu Traian Dorgoșan au făcut un carusel de recitări, vreo 3 ceasuri, sub supravegherea directă a lui Deliu Petroiu și a unui vin extraordinar care l-a făcut Rus Mihai Olteanu, că el are tot felul de relații. Deci, pe lângă faptul că am lansat o revistă, a fost o seară pe care n-am să o uit niciodată. Revista aceea, datorită unui prieten de-al nostru, scritor acum și el, Cristian Ghinea, care mi l-a luat, l-a legat și mi l-a dăruit, ca prima pagină o are pe aceasta. Cine a semnat în ea, cred că ați văzut, pentru că am tot postat, am tot scris, dar aș vrea să-i amintesc pe toți. Cornel Ungureanu, subsemnatul, Valeriu Drumeș, până au semnat poezie, Marius Sârgu, Șterban Foarță, Gheorghe Pruncuț, Ioan Traian Dorgoșan, Damian Ureche, proza au semnat Nina Ceranu și Alexandru Deal, proza science fiction, eu fiind un om care îndrăgește foarte mult acest gen, care în parte m-a format în tinerețe și mi-a deschis ochii spre viitor, deci semnau Constantin Cosmiuc și Simu Genescu, proză foarte scurtă semnau Lidia Handabura și George Terziu, care acum trăiește prin Satul Mare, nu l-am mai văzut de aproape 20 de ani, dar țin legătura cu el pe internet. A fost un interviu cu gazda, cu Mihai Olteanu, care pe vremea avea gânduri mari cu fundația de caritate, de cultură, chiar reușise niște lucruri frumoase, și un interviu cu Țache, care din păcate nici el nu mai e printre noi. Deci pot să spun că am început cu drepturi și am fost chiar foarte surprinși și țin minte că în vremea aceea făceam naveta la Lugoj. N-a fost ușor. Iar primul număr, țin să vă anunț că a fost adus cu rucsacul de la Lugoj, în 3 tranșe, cele 500 de exemplare pe care le-am scos. Un tiraj fabulos. Acum nu mai îndrăznim atât. Mai ales că a apărut și internetul. În acel număr am ținut foarte mult să semneze Cornel Ungureanu, pentru că el are un profil extraordinar. Reușește să fie, a trecut de faza de critic, este un cărturar, dar un cărturar din elită, dar nici o clipă n-a abandonat rătăcinile, zona din care provine și am văzut că în ultimii ani s-a întors tot mai mult pe această zonă și încearcă să scoată lucruri noi și bune pentru ea. L-aș ruga să ia cuvântul și el, pentru că și în primul număr din Orient Latin a scris despre Timișoara literară, Pocci de la capăt. Cornel Ungureanu. Mulțumesc. Vreau să vin într-o continuitatea zicerilor domnului Chelăr și să spun că singura publicație pe care o citesc zilnic este Socolari. Mi se pare o inițiativă absolut extraordinară pentru ziua de ieri, ziua de azi și ziua de mâine. În editorialul de anul trecut, de la Orient Latin, domnul Chelariu zicea 53% dintre noi nu citesc nicio carte pe an. 21% citesc o carte sau poate două. Restul până la 5 cărți. Cei
74%, în schimb, sunt cei care zilnic stau la televizor, se uită pe internet, au calculatorul la dispoziție. Suntem într-o lume în schimbare, în care trebuie să ne amintim de cărțile care au fost, de prietenii din cultură, artă, care au fost, dar trebuie să fim foarte atenți la felul în care ne așezăm în lumea nouă. Acest socolar, această publicație care o citesc în ghilimele, citesc un cântar, merge de la Ciclova Montană la Oravița, de la Oravița la Anina, recuperează un timp și imagine. De care, din nenorocire, ne despărțim tot mai repede. Inițiativa numită Șocolari face parte din un șir de inițiative publicistice și editoriale a unui cuplu de fericită întâlnire cu Timișoara, Nina Ceranu, Nina Ceranu, Ilie Celariu. Orient Latin și publicațiile stăpânite de ei au inițiativă recuperatorii, aș spune, foarte importante pentru lumea în care trăim, pentru scriitorii de care avem nevoie și de literatura de care avem nevoie. Sunt inițiative în fiecare număr și fiecare număr propune o istorie a scrisului, o istorie a celor care au fost. Am participat cu bucurie la câteva aniversări, comemorări, la vitalitatea acestor numere foarte necesare într-un timp în care literatura se desparte de publicul ei. Spun că inițiativele Ninei Ceranu, pe care o sărbătorim pe ea cu cărțile și cu editura ei la mijlocul lui decembrie la Filiala Scriitorilor, că inițiativele lui Ilie Celariu, pe care le sărbătorim și aici, nu sunt doar al unor scriitori, ei sunt a unor oameni de cultură care își înțeleg prietenii, colegii, înțeleg nu numele unui spirit critic, probabil excesiv, care vine din alte părți, ci în numele unei bucurii de a fi împreună. E foarte important să înțelegem acest lucru. Fiecare dintre cei care trăiesc în literatură, prin literatură, în artă, prin artă, sunt amenințați de singurătate, amenințați de creativitatea de unul singur. Ilie Celariu și Nina Ceranu au descoperit acest tip de a fi împreună, de a stimula o creativitate care nu mai e a singurătății, a insulei care își trăiește excepționalitatea sa. Sunt împreună, iar probabil acest împreună e și un semn recuperatoriu pentru
amenințările zilei de azi. Să ne amintim, zice Ierariu, de cei care au fost, sunt deja mulți care au fost, să ne amintim de faptul că acest prezent nu însumează decât eternități de o clipă. Îi felicit pe Ilie Chelaru, Nina Ceranu, Nina Ceranu, Ilie Chelaru, vă mulțumesc și în numele lor și în numele meu că sunteți aici și că suntem împreună. Domnul profesor Corneliu Ungureanu, la fel de frumos și de proaspăt ca în urmă cu 20 de ani. În 20 de ani, Nina Ceranu a decis că face o editură. M-am uitat la ea așa, glumeț, știind ce înseamnă dialogul cu birourile de la 500 de kilometri. Cred că mulți ați avut de-a face cu ele. Și vreau să vă spun că nu s-a lăsat până nu a înființat editura Eubea. De-a lungul timpului au fost lucruri care probabil că ea nu o să vi le povestească, dar vă dau eu un exemplu. Trebuia să meargă la București, să se întâlnească la unul într-un birou de acolo, de la Casa Scânteiei, unde sunt holul ăla pe care poți să mergi cu camionul. Până a venit tovarăș, parcă Dinescu sau Dinulescu, chema, nu știu. A vorbit cu el vineri. S-a urcat pe tren la clasa a doua, că n-a mai găsit bilete. Și luni a fost acolo la 6:30 în gara, mai tândălit și s-a dus pe la 9, când bineveneau să apară prin 93 funcționale din Ministerul Culturii. A intrat în birou, unde erau două doamne, de care una i-a spus: domnul Dinescu azi nu vine. Și ce a făcut Nina? S-a pus pe scaun și a început să plângă. Doamnele alea nici nu le-a păsat. Intră în birou o doamnă, o vede plângând, o ia, o duce la în birou, îi face o cafea. Era o doamnă de la minorități. Asta spune multe, de fapt. Vă rog frumos să ascultați pe Nina Ceranu, să vă povestească câte ceva despre editura UB, editura asta care e un fel de haiduc, așa. Ea de aici, de dincolo, și încearcă să ducă căruța cu scriitor mai departe. În plus, am mai și tipărit și frați de-ai noștri care nu mai sunt. Nina Ceranu. Vă mulțumesc că ați venit într-un număr așa de mare la sărbătoarea noastră, care s-a nimerit să fie între cele două date de naștere ale mele. Data reală și data din buletin. Nu vă spun care sunt, dar e cam pe la mijloc. Și s-a mai potrivit să fie înainte de lăsarea de post de Crăciun. Și s-a mai potrivit astăzi să fie și decizia mea de pensionare. Deci sunt omocenul. 50 de ani de pensie. Să dea, domnule. Un șofer de taxi azi îmi ura să fie pensie mică, dar lungă. Că mulți ani de aici încolo. Deci, cu un număr așa de mare de auditori, îmi fac mâna pentru când voi candida la un post de președinte. Nu știu care. Deocamdată sunt președintele Fundației Culturale Orient Latin și consilier editorial a editura Iutaia, care, cum spunea Ilie, am înființat-o printr-un SRL în 1993. Era moda SRL-urilor în care puneai orice pe lumea asta, pe ceea ce am făcut și eu, adică făcut de păpuși, desfacerea lor în piețe și în târguri, și am trecut și editare carte. Atunci am făcut editura Eubea, am găsisem un nume, dar cei care dădeau nume la Registrul Comerțului a zis că l-a mai folosit cineva. Și atunci avea domnia sa, doamna de acolo, un nomenclator, unde am trecut cu degetul așa și am văzut Eubea. Suna interesant, am auzit că e o insulă în Grecia, că e cea mai mare ca întindere, dar poate și cea mai săracă. Și a zis, e bun începutul, pentru că și editura Eubea nu poate să fie decât foarte săracă la început. De-a lungul vremii n-am acumulat nu știu ce averi, nici nu ne-am propus. Era o provocare la care
am subscris așa, fără să-mi dau seama. Dar pentru că alături de mine pe vremea aceea se afla Corina Victoria Sein, căreia îi mulțumesc pentru că m-a inițiat cât de cât în tainele tipăririi cărților, și l-am avut alături și pe Lucian Alexiu, care m-a îndrumat cum să-mi alcătuiesc un SRL și ce să fac cu o editură. Am acceptat provocarea și de-abia domnul Petru Păcuraru, plecat dintre noi de foarte multă vreme, m-a convins să-i tipăresc prima carte care se chema Un grind pe Mississippi. Deci aceea a fost cartea, au trecut 20 de ani, măcar 30 de titluri am scos pe an, dacă le munțiți o să vă dea o sumă aproximativă. Au fost ani mai sărăcuți, în care autorii au fost și ei mai săraci. Am încercat să recuperăm o mulțime de manuscrise ale autorilor dispăruți, printre care se numără Alexandru Jebreanu. Îi mulțumesc fiului său, Tudor Jebreanu, care trăiește în Austria. A avut încredere să-mi pună cum vândea manuscrisele și să le... Și au fost scriitori cu operă importantă, scriitori de renume, Angel Dumbrăveanu, Laurențiu Cerneț, Alexandru Jebeleanu, cum spuneam, Mircea Șerbănescu, Ion Arieșanu, colegii mei mai mari, care, cărora le purtam așa un respect de special la cenacluri, și dintr-o dată m-am văzut așa, într-o postură inedită, aceea de eu ai tipări, ai publicat editura Iubea. Ar fi multe de povestit. Singurul lucru cu care n-am putut să ne prietenim, pentru că aici, dumneavoastră, cei din fața noastră, sunteți prietenii noștri. Asta e, cred că, cea mai mare acumulare pe care am făcut-o de-a lungul vremii. Deci spuneam că singurii cu care nu ne-am putut împrieteni și de unde ne vine și, să zicem, micimea, în ghilimele, a editurii, adică nu ne-am dezvoltat cât ar fi fost necesar, cât s-ar fi cuvenit la o vârstă așa de mare, de 20 de ani, au fost cei de la spații cu altă destinație. N-am putut să convin niciun primar că avem și noi nevoie de o încăpere în orașul acesta, pe care, așa, cum a putut, l-am slujit și îl iubim, ca să ne desfășurăm activitatea. În sfârșit, poate, într-o altă lume mai bună, o să avem un spațiu al editurii europene. Cu alte cuvinte, vă mulțumesc din toată inima că ați venit aici. Pentru noi a fost o emoție puternică, constructivă până la urmă. O emoție, de acum începe emoția artistică din punctul acesta. Vă mulțumesc mult! Într-o discuție telefonică premergătoare acestei zile, am vorbit cu Mihai Moldovan de la Oravița și discutându-i așa despre ce înseamnă 20 de ani pentru o revistă, am aflat că în august împlinise și revista de la Oravița Confluență 20 de ani și am spus, Mihai, atunci, let's party! Și nu? Nu am acceptat.